apă, canal, mă rog, cum se va numi. Care este salariul dumneavoastră de primar? Nu m-am interesat. Dar știți cât a avut domnul Rățoi sau? Nu, m-am auzit că foarte mult. Veți avea același salariu? Bine, n-am venit aici să văd dacă am salariu mare. Nu, dar e important pentru contribuabil. Eu vă spun că nu știu, nu m-am interesat care este salariul meu. Eu sunt angajat a primăriei începând cu data din 1. Am considerat că este firesc și normal, așa cum făceam eu la mine la firmă, când venea cineva să se angajeze și mă întreba cât îmi dați salariu, spuneam că nu-i dau deloc să plec. Dar n-ați semnat niciun act? Domnul Coșucaru, mă lăsați să vă răspund. Deci când venea la mine un salariat, la un om să se angajeze, mă întreba cât salariu îmi dai, îi spuneam niciunul, poți să pleci. Când venea omul și mă întreba ce am de făcut, și după ce îi spuneam ce ai făcut, cam cât îmi puteți da, atunci negociam cu el sau l-angajam. Eu am venit la primărie de 6 zile, sunt primar în funcție... N-am semnat. Deci eu până astăzi, până ieri, am fost parlamentar. Demisia din Parlament mi-am dat-o pe 30, ca așa conform legii. Demisia de parlamentar mi-am dat-o pe 30, că aveam 15 zile de momentul în care am fost ales primar. Venind la primărie, mi s-a părut mie personal nepotrivit să vă spun, ca să zic, domnule, dar cât salariu am eu dacă am venit aici? Am să cer statul de funcție să văd ce salarii are primarul, viceprimarul, secretarul. Deci n-am discutat, mi s-a părut o chestie de decență, dacă vreți. Ați făcut referire la niște colaboratori. Da. Care sunt colaboratorii? Eu că am dat șefa mea de cabinet care a venit lângă mine, vorbesc de colaboratorii mei. Deci am venit în primărie cu șoferul meu și cu șefa de cabinet.